Poveste. Vă salut, prieteni. Ne îndreptăm către gura de vărsare a unui mic pârâu în râul Olt. De acolo vom urca pe râu în căutarea peștilor. Vom vrea să pescuim, așa cum spune și titlul, în barajele de castor. Pe pârâu aici sunt mai multe familii de castor care au creat un sistem destul de bine pus la punct de baraje. Sperăm să avem ceva activitate astăzi. Ideea e că vremea s-a răcit destul de mult în ultima vreme. Pe crestele munților a și apărut zăpada, semn că nu mai e mult și se apropie iarna. Peștii devin din ce în ce mai apatici și mai greu de prins la spinning. Dar vedem, poate reușim să ne adaptăm și reușim să și prindem câțiva pești. Hai să ne băgăm ușor prin boschet pe aici, să vedem unde ajungem. Uite că în față pare un mic baraj de castor. Da. Hai să ne apropiem ușor de apă și să facem câteva lansări. Avem la noi atât o cutie de voblere, o cutie cu rotative, dar ce e cel mai important în perioada anului cred că sunt gumele. Pe gume o să și încep. Voi folosi pentru început un mic twister de la Owner, cultiva Rock and Bait. O să pun pe un jig de 0,8 grame. În general îl bag cu codiță în sus. O să vedem. Da, ceva de genul. Hai să ne apropie mai mult de apă. Și să și facem 2-3 lansări aici, în zonă. Este. Mersem cu frâna. Să vedem ce e. Uite un plean. Plean frumușel. Hop! Ha, a scăpat. Când se ridică din apă. Da, e bine că avem activitate. M-am grăbit un pic să scot din apă și scăpase. Nu-i nimic. Încă unul. Ia să vedem pe ăsta scoatem. Asta e o idee mai mică un pic. Uite că pe ăsta l-am scos. Da. Micuț. Să scoatem ușor guma și să eliberăm. Bun. Hai să mai facem 2-3 lansări aici. Dacă nu ar fi fost barajul de castor mai jos, apa asta nici n-ar fi existat. Pârâiașul este foarte, foarte mic în debit. Da, este. Să văd dacă reușesc să scot din iarbă de acolo. Dacă l-am scos. Ia uite, încă unul. Al doilea crean. Cam aceeași dimensiune. Ia să mai dau o dată acolo. Bate puțin vântul și mă incomodează un pic. Și să fac câteva lansări în fața barajului. Da, este. Problema e că am dat prin copaci. Și e biban. Uau, e biban. Hai că a reușit să-l scot. Se mai strâng un pic frână. Ia uite. Și un biban. Nu mă așteptam să dau de biban aici. Da, un biban frumos. Hai, fugi. Da, că iar a reușit să dau un copac. Și iar am luat un pește. Da, aceeași
aceeași poveste. Doar că ăsta nu mai e Viban, ăsta e Clean. E că fac treabă destul de bună astăzi. Nu mă așteptam să meargă atât de bine peștele. Vremea destul de schimbătoare. Un clenus micuț. Asta are coada tăiată. Mușcată. Fugi. Sub copacul acela stau ei. Dar sub copac nu reușesc să lansez de aici. Uite că iar am lansat. Și iar am lansat în copaci. Hop, că am avut atac. Uite-l. Încă un clean. Frumos. Foarte fain. Ce mă bucur că avem activitate. Da, o mărime. O mărime. Hop, că a fugit. Nu să zic că o mărime acceptabilă. Nu sunt nici mari, dar nu sunt nici mici. Suficient cât să... cât să ne distrăm un pic astăzi. Pe un alt baraj aici. Ia să vedem. Dacă e ceva mișcare. Este. Hop. E clenuțul. Frumos. Foarte, foarte puțin era înțepat de buza de sus. Dar a reușit să-l scot. Un clenuț micuț. Chiar acolo, în fața, în fața mea, este o vizuină de castor. Se vede cum și-a adunat lemne și cocen de porumb pentru iarnă. Acolo are galerii subterane unde stă. Hai să fac două lansări și aici, la el, în fața casei. Când vine vorba de pescuitul la spinning în sezonul rece, bineînțeles este cuvântul care ar trebui să descrie pe ansamblu tot acest fenomen. În general, folosesc fire subțiri, echipamente cât mai fine și cât mai sensibile, care să-mi sesizeze orice atac. Peștii în perioada asta, cum ziceam și la începutul clipului, sunt mai apatici și nu atac foarte agresiv. Firul este unul foarte important, încerc să folosesc fire cât mai subțiri. În general, ca monofilament folosesc maxim 0,14, iar textil cred că 0,10 este cel mai gros pe care îl folosesc. Astăzi am un monofilament de 0,14 de la Owner, Rode Florentridic se numește. Iar un lucru foarte important este, în cazul în care pescuim cu jiguri, este greutatea jigului. Iarna nu folosesc mai mult de 1,5 grame. În general, până într-un gram, 0,6-0,8 grame sunt cam cele mai uzuale. Ca echipament, astăzi mă folosesc de un Quantum Magic Trout, o lansetă de 2 metri, cu o putere de aruncare între 0,5 și 6 grame. O să mai folosesc în iarna aceasta cu siguranță. Iar ca molinetă, dam Quick 3, mărimea 2000. Detaliile acestea le veți găsi și în descrierea clipului. Hai să mai facem câteva lansări, cât nu se întunecă. Am stat și am mâncat un pic, a ieșit și soarele. Încep să se vadă și crestele munților. Peisaj frumos de toamnă. Acum hai să vedem dacă mai prindem ceva. Încă jumătate de oră mai avem la dispoziție. Dacă nu, ne strângem bățul și o întindem acasă. Da, ăsta da baraj. Cred că va fi ultimul care voi pescui. E aproape cu mine de înalt. Hai să vedem dacă e ceva sus. Un pic mai frumos. Acum pe final. Ia uite. Da, frumos.
frumos clănuțul. Acum pe final mai mărișor așa un pic. Hai să luăm drumul. Bun, să mai facem o lansare două. Cât mai lumină. Este. Oh, ia uite. Un biban, iar. Da. Alt biban. Frumos. Frumos. Da, fugi. Este unul. Hop. Că am ceva activitate aici în locul ăsta. Acum pe final. Ăsta mai micuț un pic. Hai, da, cam asta a fost, prieteni, pentru astăzi. Am reușit să prindem destul de mulți pești. E adevărat, nu foarte mari, dar important e că ne-am relaxat și că am avut ceva activitate. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!